În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vă rog să-mi iertați repetarea obsesivă, dar trebuie să remarc, pentru că toată viața mea mi-am făcut Sfânta Cruce numai cu mâna dreaptă și așa voi continua toată viața mea, deși pe imagine se captează invers. Tulcuirea Evangheliei Duhnicii Mironosițelor. Frați creștini, îngroparea trupului și învierea cea din morți a Domnului nostru, Iisus Hristos, au fost mai înainte vestite de proroci. Minunea lui Iona în pântecele Chitului a însemnat mormântul în care s-a îngropat trupul cel de viață purtător al Domnului. Afundarea Chitului cu Iona în adâncurile mării a însemnat pogorârea în iad a Mântuitorului nostru. Ieșirea lui Iona după 3 zile din pântecele Chitului a arătat că după 3 zile celul născut, Fiul lui Dumnezeu, va învia din morți. Semnul acesta cu Iona, Fiul lui Dumnezeu, l-a tălcuit zicând că precum a fost Iona în pântecele Chitului 3 zile și 3 nopți, așa va fi și Fiul omului în inima pământului 3 zile și 3 nopți. Despre îngroparea și învierea Domnului scrie Apostolul Pavel în epistola sa către Corinteni, că Hristos a murit pentru păcatele noastre și că s-a îngropat și a înviat a treia zi potrivit Scripturilor, iar Biserica lui Hristos, cea sobornicească și apostolească, învață în articolul al 4-lea al simbolului credinței și s-a răsignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat, iar în al 5-lea articol și a înviat a treia zi după Scripturi. Povestirea acestei îngropări și învieri, cu toate întâmplările ei, o găsim în Evanghelia de astăzi, care ne arată și fapta cea bună a minunatului Iosif și a Sfintelor Mironosițe, spunând că în vremea aceea a venit Iosif din Arimatea, sfetnic cu mare vază, care aștepta și el împărăția lui Dumnezeu. Și îndrăznind a intrat la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Iosif s-a învrednicit să îngroape trupul Domnului. Despre dânsul n-au mai scris evangheliștii în alt loc. Pentru aceasta se vorbește mai pe larg despre el aici. Numele lui era Iosif și se zice din Arimatea, pentru că era din patria prorocului Samuel. Era cu mare vază, adică cinstit și cucernic și sfetnic, adică unul din bătrânii de sfat. Bogăția lui Iosif o arată Sfântul Evanghelist Matei zicând, venit a un om bogat din Arimatea, numele lui Iosif. Iar Sfântul Evanghelist Marcu arată credința lui zicând, care aștepta și el împărăția lui Dumnezeu, adică era un israelitan adevărat și fără vicleșug, așteptând venirea Mesiei. Căci el era ucenic al lui Iisus, după cum și Sfântul Evanghelist Matei spune din împreună cu Sfântul Evanghelist Ioan, când zic Iosif cel din Arimatea, ucenic fiind al lui Iisus, însă înascuns de frica iudeilor. Toate acestea le-au arătat Sfinții Evangheliști despre Iosif pentru încredințarea și întărirea adevărului povestit de dânsii. Dar Iosif din Arimatea a îndrăznit și intrând la Pilat, a cerut trupul lui Iisus Hristos ca să-l îngroape. Dar pentru ce zice Evanghelistul că Iosif a îndrăznit? Pentru că era o adevărată îndrăzneală cererea trupului răstignit al unui osândit, ca să-l îngroape cu cheltuială mare și cu cinste. Îndrăzneală fiind că a voit să cinstească pe acela pe care toți iudeii l-au bagiocorit, l-au defăimat și l-au osândit la moarte pe cruce. Dar Iosif, fiind ucenic al lui Iisus, înascuns de frica iudeilor, a lepădat toată teama și alungând toată frica s-a descoperit că este ucenic al lui Iisus Hristos și îndrăznind a cerut de la Pilat trupul învățătorului său.
Iar Pilat s-a mirat că Iisus a murit, așa curând și chemând pe sutaș l-a întrebat dacă a murit de mult. S-a mirat Pilat când a auzit că de la Iosif că Hristos a murit. N-a crezut minunile lui, cuvintelor lui Iosif. Pentru aceasta a chemat pe sutaș și l-a întrebat dacă Hristos a murit de mult. Ceea ce se aude pe fundal este de la Ziua Franței, astăzi este 14 iulie. Pilat era îndreptățit să se mire, fiindcă la al șaselea ceas a fost răstignit Hristos, după cum ne spune Sfântul Evanghelist Ioan zicând, și era în vinerea Paștilor, cam pe la ceasul al șaselea. Deci atunci l-a dat pe el lor să-l răstignească, iar la ceasul al nouălea a murit. Iar dacă Sfântul Evanghelist Marcu scrie că era ceasul al treilea și l-au răstignit pe el, nu este nici de cum împotriva cuvintelor Sfântului Evanghelist Ioan. Sfinții Evanghelisti spun același lucru, că Sfântul Marcu a scris despre ceasul în care Pilat a hotărât să fie răstignit Hristos, iar Sfântul Ioan de ceasul în care a fost răstignit. Așa mărturisește și purtătorul de Dumnezeu Ignatie zicând, deci vineri la ceasul al treilea a primit hotărârea de la Pilat, după slobozirea tâlharului, la al șaselea ceas a răstignit și la al nouălea și-a dat Duhul. Și s-a mirat Pilat, auzind că după trei ceasuri a murit Hristos pe cruce. Fiindcă, fiind om tânăr și sănătos, putea să fie în viață pe cruce mai multă vreme ca și cei doi tâlhari care au fost răstigniți împreună cu dânsul. S-a mirat de vreme ce nu a crezut că Iisus, ca Fiul al lui Dumnezeu, cu aceeași putere și stăpânire a dat lui Dumnezeu Tatăl, când a voit Dumnezeescul său suflet, strigând cu glas mare și zicând, Părinte, în mâinile tale dau Duhul meu. Și aflând de la sutaș, a dăruit lui Iosif trupul mort. Atunci Iosif, cumpărând giurgiu de in și pogorând pe Iosif, pe Iisus de pe cruce, l-a înfășurat în giulgiu și l-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la ușa mormântului. Înțelegând Pilat de la sutaș că a murit Iisus Hristos, i-a dăruit lui Iosif trupul mort. Iar Iosif a cumpărat giulgiu de in, a pogorât trupul de pe cruce, l-a înfășurat cu giulgiu, l-a pus într-un mormânt săpat în stâncă și, prăvălind o piatră mare, a acoperit ușa mormântului, așa cum ne spune Sfântul Evanghelist Marcu. Sfântul Evanghelist Ioan povestește și alte întâmplări vrednice de știut, și anume că la îngroparea Domnului a venit și Nicodim, care a adus amestecătură de smirnă și ulei cu 100 de litre, a uns cu aromate și a legat cerceafuri trupul Domnului, după obiceiul iudeilor, la îngroparea morților. Și l-au îngropat într-un mormânt în care n-a fost mormântat niciodată vreun mort, iar mormântul era într-o grădină. Sfântul Evanghelist Matei arată că iudeii, din porunca lui Pilat, au pecetuit mormântul Domnului și au pus ostași împărătești ca să-l păzească, de teamă că trupul lui să nu fie furat din mormânt. Acestea toate s-au făcut cu purtarea de grijă a lui Dumnezeu, pentru încredințarea și adeverirea învierii lui din morți. Pentru piatra ce s-a pus deasupra mormântului era foarte mare și avea o greutate neobișnuită. Iar paza ostașilor împărătești era o teamă mare pentru răufăcători. Smirna și uleiul cu miresme cu care au lipit cerceafurile și giulgiul de preacuratul trup al Mântuitorului au înlăturat orice bănuială de furtișag. Pentru că cine poate să cadă că furii au înșelat pe ostași care cu atâta grijă păzeau, că au răsturnat o piatră atât de mare și grea de pe ușa mormântului și intrând în trânsul, au avut vreme să dezlipească de pe trupul Domnului cerceafurile lipite și giulgiul, așa cum le-a aflat Petru când a intrat în mormânt. Deci cu dumnezeiască purtare de grijă s-a îngropat în mormântul atât de păzit trupul cel purtător de viață al Domnului Iisus.
Iar Maria Magdalena și Maria, mama lui Iosif, Iosif scrie aici, dacă e Iosif, priveau unde l-au pus. Maria Magdalena este femeia din care Domnul a scos pe cei 7 demoni. Se numea Magdalena pentru că era din localitatea Magdala. Maria, mama lui Iosie, pe care același evanghelist Marco o numește în altă parte și Maria, mama lui Iacob, este preasfânta născătoare de Dumnezeu pentru că Iosif, logodnicul, avea 2 fii de la femeia lui din tâi, pe Iosie și pe Iacob. De aceea, preasfânta născătoare de Dumnezeu se numea și mamă a fiilor lui Iosif, după cum pentru logodire era numită și femeia lui Iosif. Precum se vede, Iosie și Iacob erau cunoscuți la evrei prin acest nume, adică Maria, mama lui Iosie și a lui Iacob, era numită de dânsii preasfânta născătoare de Dumnezeu. Din cauza aceasta, Sfinții Evangheliști Marcu și Matei au numit-o pe dânsa astfel. Deci aceste două Marii, împreună cu alte femei, precum ne spune Sfântul Evanghelist Luca, venite din Galileea, priveau locul în care l-au îngropat, pe Domnul având în datorirea lor să aducă miruri și să lungă. Deci se numește Duminica Mironosiților, deși este duminica a doua după Sfintele Paști, și chiar dacă se citește din îngroparea lui Iisus care este înainte de înviere, se citește pentru că este Duminica Mironosiților, care au luat trupul lui Iisus după înviere. Sfârșitul prin împărțirea lui Iisus.